Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Iisus se roagă în Ghetsemani. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 26, cu versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. Iisus tocmai terminase cina de Paște împreună cu ucenicii săi. El le arătase cum să iubească unii pe alții, spălându-și picioarele. Le-a dat pâine și must de struguri ca să-i ajute să-și aducă aminte de moartea sa. El a spus apoi clar ce avea de gând Iuda să facă. Petru a spus: Doamne, eu sunt gata să merg cu tine și la închisoare și la moarte. Dar ce a spus Iisus? Haideți să vedem ce găsim scris în Luca, capitolul 22, cu versetul 34 și 32. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta cocoșul astăzi, până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Înainte de a pleca din camera cea de sus, au cântat cu toții un in. Apoi, Iisus i-a condus pe ucenici în josul drumului, spre grădina numită Ghetsemani. În timp ce mergeau, Iisus a spus cu tristețe: Toți veți găsi în mine o pricină de potignire în această noapte. Sunt greu de înțeles aceste cuvinte, nu? Ele înseamnă că Iisus le spunea ucenicilor că Satana are pregătite ispite puternice pentru ei și dacă nu vor asculta de avertismentele lui, toți îl vor părăsi chiar în acea noapte. Profetul Zaharia scrisese: Bate păstorul și oile se vor risipi. El voia să spună că atunci când Iisus avea să fie prins de către oamenii răi, ucenicii săi speriați vor fugi cu toții și îl vor lăsa singur. Oare să facă ucenicii într-adevăr așa? Nu le venea să creadă. Ce a spus Petru? Haideți să vedem ce găsim scris în Marcu, capitolul 14, cu versetul 29. Petru i-a zis: Chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Ce i-a spus Iisus din nou? Versetul 30. Adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru era sigur că Iisus exagera. El a spus: Și dacă va trebui să mor împreună cu tine, tot nu te voi părăsi. Și toți ceilalți ucenici au spus la fel. Spune Iisus întotdeauna adevărul? Ar fi trebuit ei să creadă ce a spus Iisus? În timp ce Iisus și ucenicii săi coborau spre grădină, luna plină lumina, iar ei puteau să vadă văile de lângă drum. Iisus a folosit vița de vie pentru a transmite o lecție importantă. Haideți să vedem ce găsim scris în Ioan, capitolul 5, cu versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mladițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Rădăcinile viței de vie absorb din sol tot ce are nevoie planta și apoi se va trece. De la ramură la ramură, prin toate, chiar și prin cele mai mici. Astfel, ramurile sau mlădițele devin puternice și sănătoase, să poată susține strugurii mari și dulci. Dar ce se întâmplă când una dintre mlădițe este tăiată și îndepărtată de viță? Mai poate ea trăi și face struguri? O, nu! Dacă nu este legată de viță, rămurica se usucă repede și moare. Iisus a spus că noi trebuie să fim întotdeauna strâns legați de El. La fel cum o blădiță nu se poate hrăni decât dacă e prinsă de restul viței de vie, la fel și noi putem face ce e bine doar dacă rămânem strâns legați de Iisus. Dacă nu umblăm cu Iisus, dacă nu citim cuvintele sale din Biblie și nu alegem să îl ascultăm în fiecare zi, putem noi să ascultăm de El? Nu. Nu putem. Fără ajutorul lui Iisus, noi suntem egoiști și răi, dar dacă stăm aproape de El,
noi vom fi biruitori, fericiți, răbdători și buni așa cum este El. În timp ce se apropia de grădina Ghețeman, Iisus a început să fie foarte trist. N-a mai zis nimic. A devenit foarte tăcut. Apoi a început să geamă ca și când l-ar durea ceva foarte tare. Ucenicii lui Iisus nu-și dădeau seama care era cauza. Erau foarte îngrijorați și pășeau foarte aproape de el. De câteva ori, chiar au trebuit să-l țină, ca să nu cadă. Când au ajuns în Ghețeman, Iisus le-a spus: rămâneți aici, eu merg mai încolo să mă rog. De acolo, a mers mai departe în grădină împreună cu Petru, Iacov și Ioan. Ce le-a spus el să facă? Haideți să vedem ce găsim scris în Matei. Capitolul 26, cu versetul 38. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi, Iisus a mai mers câțiva pași și s-a prăbușit la pământ. Ce îl durea pe Iisus atât de tare? Păcatul. Păcatul este un lucru pe care Dumnezeu îl urăște, pentru că el îi desparte pe oameni de Dumnezeu. Pedeapsa pentru păcat este moartea din care nimeni nu învie. Dar Iisus nu dorea ca această despărțire să ni se întâmple nouă. El ne iubește și dorește să fim pentru totdeauna împreună cu El în cer. Așa că în noaptea aceea, Iisus a luat toate păcatele noastre asupra Lui ca și când le-ar fi făcut El însuși pe toate, pentru că astfel El să poată fi pedepsit în locul nostru. Păcatele noastre l-au rănit foarte tare pe Iisus. El simțea că nu îl va mai vedea niciodată pe Dumnezeu, Tatăl Său. Iisus fusese întotdeauna cu Dumnezeu. Aceasta era prima dată când ei nu mai erau împreună. De aceea, Iisus era foarte trist. Dumnezeu a pus toate păcatele noastre asupra lui Iisus ca El să fie pedepsit pentru noi. Aceasta era o parte a planului pe care Tatăl și Fiul îl făcuseră cu multă vreme înainte ca să ne salveze pe noi. Era o noapte cuplită. În timp ce Iisus era căzut pe pământul rece, Satana a venit aproape de el și a șoptit să nu moară pentru păcatele noastre. El îi spunea lui Iisus lucruri precum: e prea greu să mor pentru oamenii care au păcătuit. Chiar și proprii tăi ucenici sunt aproape să fugă. Și nu te va ajuta niciunul dintre ei atunci când dușmanii vor veni să te prindă. Nu te iubește niciunul cu adevărat, așa că nu mai încerca să-i salvezi. Dacă mori pentru oameni, nu o să-l mai vezi niciodată pe tatăl tău. Iisus se chinuia foarte tare în timp ce se gândea ce trebuia să facă. El voia să ne salveze din păcat, dar nu era sigur dacă are suficientă putere să moară pentru noi fără ajutorul lui Dumnezeu. Voia să fie sigur că Dumnezeu îl va ajuta. Ar fi fost o altă cale pentru salvarea noastră? Cum s-a rugat Iisus? Haideți să vedem ce găsim scris în versetul 39 din capitolul 26 din Matei. Apoi, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Iisus le ceruse ucenicilor să se roage pentru el. Dacă știa că ei se rugau pentru el, Iisus se simțea mai bine, așa că s-a ridicat și a venit la locul unde îi lăsase pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Se rugau ei oare? Nu, ei dormeau de-a binelea. Iisus i-a trezit cu blândețe. Ce avea să le spună? 40 și 41. Apoi a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Întrucât toate păcatele noastre erau asupra lui, Iisus nu mai putea simți că Dumnezeu era cu el. Ucenicii săi dormeau, așa că Iisus s-a întors la locul lui de rugăciune și s-a luptat singur cu Satana. Iisus
simțea mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Acum Isus era și mai trist decât înainte. Păcatul îl rănea atât de tare încât stropi mari de sânge ieșeau prin pielea lui ca transpirația. Când a căzut pe pământul rece și aspru, Isus s-a rugat din nou. Isus apoi a venit din nou la ucenicii săi și a găsit iarăși cufundați în somn, așa că s-a întors să se roage din nou. Isus ar fi putut alege să se întoarcă la cer chiar atunci. Ar fi fost corect să ne lase să fim pedepsiți pentru păcatele noastre. Dacă ar fi ales să facă așa, noi nu am mai fi fost. Isus se gândea la noi și a hotărât ce să facă în continuare. Chiar dacă nu avea să-L mai vadă niciodată pe Tatăl, ar fi murit de dragul nostru. El s-a rugat iarăși: Tată, voia Ta să se facă. Dorea Dumnezeu să-L rănească pe Isus? Nu. Nu dorea. El însuși suferea foarte mult pentru că Fiul Lui drag suferea. Atunci, de ce L-a lăsat pe Isus să moară pentru noi? Haideți să vedem ce găsim în scris în Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Păcatul este mai rău decât ne putem da seama și L-a ucis pe Isus. Acum, Isus era muribund, căzut la pământ, așa că Dumnezeu L-a trimis pe îngerul Gabriel, îngerul care a ocupat locul lui Satana din cer, să-L ajute pe Isus și să-L întărească. Îl mai rănește încă păcatul pe Isus? Oh, da! Să-I cerem lui Isus în fiecare zi să ne ajute să nu mai păcătuim. Gabriel a venit să-L ajute pe Isus. El i-a spus lui Isus că Dumnezeu încă îl iubește și că mulți oameni aveau să fie salvați. Isus s-a simțit mai bine după ce Gabriel a vorbit cu el. Bătălia cu Satana nu era încheiată, dar Isus se simțea mai puternic și gata să continue lupta. Isus a venit din nou la ucenicii săi. Ei continuau să doarmă, dar acum era prea târziu ca ei să se mai roage. Isus vedea deja mulțimea care venea să-l prindă. Iuda știa unde îi plăcea lui Isus să se roage și îi ducea acolo pe marele preot, pe câțiva soldați și o mulțime de oameni răi. Ei purtau săbii, sulițe și bâte, ca și când ar fi trebuit să aresteze un infractor sau să prindă un animal sălbatic. Ce s-a întâmplat atunci? Haideți să vedem ce găsim scris în Ioan, capitolul 18, cu versetele 4 și 5. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: Pe cine căutați? Ei i-au răspuns: Pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis: Eu sunt. Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. Îngerul Gabriel s-a așezat între Iisus și mulțime. Când au văzut lumina strălucitoare, oamenii au căzut la pământ ca morți. Iisus ar fi putut fugi să scape, dar nu a fugit. Când a plecat îngerul, ce a făcut Iuda? Haideți să vedem ce găsim scris în Matei, capitolul 26, cu versetele 48 și 49. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: Pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Isus și a zis: Plecăciune, învățătorule! Și l-a sărutat. Când l-a sărutat pe Isus, Iuda arăta de fapt mulțimii pe cine trebuia să prindă. Isus încă era bun cu Iuda. El i-a spus cu tristețe: Prietene, de ce ai venit? Cu un sărut vinzi tu pe Fiul omului? Apoi soldații i-au apucat mâinile lui Isus și l-au legat strâns. După aceea, l-au luat cu el. Ucenicii erau foarte speriați când au văzut ce s-a întâmplat cu Isus. Ce au făcut ei? Haideți să vedem ce găsim scris în Marcu, capitolul 14, cu versetul 50. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Haideți să ascultăm întrebările împreună cu Gabriel. Dacă o ramură este tăiată din viță de vie, mai trăiește ramura sau moare? Poate ea să facă struguri?
Dacă nu suntem conectați la Isus, putem fi buni și amabili? Ne poate ajuta rugăciunea să stăm aproape de Isus? Ne poate răni chiar și numai un singur păcat? Ce l-a rănit pe Isus în Ghețemani? Când păcătuim, acest lucru continuă să rănească pe Isus? De ce l-a lăsat Dumnezeu pe Isus să moară? Haideți să împreunăm mâinile și să ne rugăm împreună cu Gabriel. Dragă Doamne, îți mulțumesc pentru Isus. Îmi pare rău că păcatele mele l-au rănit pe Isus. Vreau să stau foarte aproape de El. Ajută-mă să mă rog în fiecare zi și să ascult povestirile din Biblia mea. Te iubesc în numele lui Isus. Amin. Amin. Isus ne iubește atât de mult încât s-a lăsat pedepsit în locul nostru ca să poată șterge păcatele noastre. Faptele noastre rele l-au rănit foarte mult pe Isus. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!